Hello everybody! Acum facem un pic review la Inops. Inops este un joculeț care l-am luat Moca. Joculeț care se poate spune că este ușor, dar de fapt nu este ușor. Este vorba de logică. Puteți să-l dați copiilor sau puteți să vă scrântiți mintea și voi. Mai exact, sunt mai multe posibilități de junglă sau medii în care te poți juca. În cazul meu, rămăsesem pe la mină. Și mai multe nivele. Ca să vă dați seama că nu am jucat cine știe ce. Și haideți să vedeți despre ce e și cum e. Inop este o șmecherie de asta micuță. Avem achievement. Yay! Așa. Și șmecherile astea micuțe se pot transforma într-o biluță mare. Și apoi biluțele astea... Așa. Au niște probe prin care trebuie să treacă. E un fel de râmă. Știți când trebuie să strângi mai multe? E cam așa e și asta. Numai că e drăcia asta... care pupă. Ciufă! Ciufă foc! Ciufă foc, 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 foc. Așa, pe care nu poți lovi când e în flăcări. Că chiar am uitat. Care e? B-ul, R-B-ul, B-ul. Așa. Și asta suflă. O foc, 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 foc. Și aia o să fu... Foc, gata. Așa, și tu trebuie să treci printre niște șmecherii de curse, nici nu știu ce să zic, etape în care să trecești cât mai mulți. Cât mai mulți inops, să-i trezești, să-i cu tine și să te duci mai departe. Eu sunt la nivelul ăsta minunat, care, sincer, nu prea știu cum... Așa, și trebuie să-l... Așa, mă! Și-am murit. După cum ziceam, sunt chestii de logică. Și cu logica, fie stai bine, fie te lamentezi. Am murit! Nici n-aș pe voi. Așa. Încă o chestie cu inopsul ăsta. Că... Așa, perfect. Chestiile alea mici și negre sau vieți, cu că sunteți mai mulți, cu atât ai o viață mai mare. În alea sunt viețile tale. Upsi, X. X-ul. Ați văzut, da? Cum așa? Cum moare unul de ăla? Și-a murit și eu. Așa că fie vă place, fie nu vă place. Cale de mijloc nu este. Dar este destul de drăgălaș. Dacă v-a plăcut, descărcați-l, luați-l și jucați-l. Bye!